1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Din fericire, nu este un caz de ânec, ci doar o simulare a manevrelor de resuscitare efectuate de salvamari. Vântul puternic a mărit intensitatea valurilor, astfel că salvamarii au arborat steagul galben. Pericolul de ânec este unul crescut, iar în același timp, cu atenționarea turiștilor, ei exersează manevrele de resuscitare, deși speră să le folosească cât mai puțin în această vară. Nu, priza Rautec, prin care noi scoatem victimele din apă și le aducem către mal. Voi verifica victima dacă are bunătăți în gură. Da. O voi poziționa ușor jos fără a răni victima. Ajungem într-un punct pe linia coastelor, într-un punct care se unesc degetele. Punem două degete lângă, palma peste palmă și începem manevrele. Vântul puternic a crescut în intensitate pe tot parcursul zilei, iar valurile au fost foarte mari pe litoralul românesc. Se permite notul doar persoanelor experimentate. Toți salvamarii sunt în alertă, ochii pe apă și patrule și cu caiacele pe apă, astfel încât să evităm orice posibil accident de înec. Toată ziua suntem în alertă, acum o să verificăm dacă o să mai calmeze vremea. Cazurile de înec din această vară i-au speriat pe turiștii, care par să fie din ce în ce mai prudenți și să asculte sfaturile salvamarilor. Cel puțin teoretic, lucrurile stau foarte bine. Intru exact până unde e nevoie. Dacă ei spun că până acolo putem intra, până acolo intrăm. E bine să ascultăm. La mal aici, pe porțiunea unde nu ne poate pune în pericol, cred că e ok, nu se poate întâmpla nimica. Dar încercăm să respectăm, că așa e bine. Trebuie să ne temem toți de valuri. În general, văd că și ea totuși au luat atitudine și nu merg foarte mult departe de geamandură, se apropie un pic de geamandură, dar e ok, văd că nu sunt peripeții deocamdată. Marea este în continuare agitată, astfel că salvamarii nu exclud să arboreze steagul roșu, care interzice total intratul în apă.